stația de selectare și transfer al deșeurilor de la cordon construită lângă Cersanit nici nu se dărâmă, dar nici nu funcționează. La 2 ani de la inaugurare, buruienile cresc, însă activitatea economică nu se desfășoară. Primarul Laurențiu Leureanu a criticat lipsa de implicare a Consiliului Județean. O investiție importantă, o investiție frumoasă, dar care din păcate stă de 2 ani de zile și așteaptă. Cred că aici este și o lipsă de organizare și de implicare mai activă a Consiliului Județean, care ar fi trebuit să monitorizeze și să fie mult mai atent și să înțeleagă că sunt anumite costuri, anumite cheltuieli, inclusiv noi am cofinanțat parte din această lucrare. Primarul Laurențiu Leureanu spune că dacă s-ar fi decis transferarea deșeurilor din Roman direct la Giro fără a trece prin această stație de selectare a gunoiului, tariful pe care Romașcalin l-ar fi plătit ar fi fost cu 30% mai mare. Nu este adevărat că ar fi fost mai ieftin. Creșterea gunoiului care s-ar fi transferat de la Roman direct la Giro neselectat ar fi trebuit să crească cu circa 30%. O creștere cu 30% a prețului la populație pe care oamenii ar fi trebuit să suporte, pe care eu nu mi l-am asumat. Nu am dorit să pun o creștere a prețului în numerii romașcanilor, pentru că gunoiul s-ar fi dus exact așa cum se colectează. Odată ajuns aici, el se selectează, se compactează și se transferă o cantitate și un volum mai ales, mult mai mic de gunoi, către groapa centrală de la Girov. Autoritățile sunt optimiste că acest proiect european va deveni funcțional în acest an, iar gunoiul romașcanilor va fi mai întâi selectat și ce nu este reciclabil se va transporta la Girov. Sperăm în acest an acest lucru să se întâmple și să intrăm, așa cum prevede masterplanul într-o gestiune firească a gunoiului menajer. Uitați-vă, containerele, mașinile, toate stau și așteaptă de atâta timp și e păcat de investiția făcută în ei fiind o preocupare mult mai energică în acest sens. Așadar, eu cred că în acest an ar putea să înceapă să funcționeze și atunci utilitatea acestei artere Roman-Est se va vedea, pentru că, cum spuneam, mașinile de gunoi vor circula pe această arteră și vor evita municipiul Roman. Din păcate, licitația pentru cele 3 stații de transfer construite în județ este încă în desfășurare și probleme sunt inclusiv pentru depozitul de la Girov, care este gestionat de un serviciu al Consiliului Județean și nu de o firmă privată. Când stația de transfer de lângă Cersanit va deveni funcțională, ea va deservi nu doar Romanul, ci și toate comunele arondate municipiului.